Videoclipul de astăzi e un caz foarte interesant pe care știu că l-așteptați de mult. Criminalul despre care o să vorbim n-a avut nicio traumă majoră în copilărie, n-a suferit vreo formă de abuz, n-a avut niciodată probleme cu legea, părea un bărbat normal până când într-o zi aparent din senin s-a hotărât să-și omoare soția gravidă și copiii. Cred că asta e și ce face cazul șocant, n-a existat niciun semn, niciun indiciu, niciun cunoscut nu l-ar fi crezut în stare de așa ceva. Am găsit toate documentele din cazul Watts scanate, o să vă las și vouă un link în caz că vreți să mai citiți, dar sunt aproape 2000 de pagini. Eu m-am uitat în mare parte după conversațiile celor doi soți și între ei, dar și cu alte persoane, ajungem acolo imediat. Încă ceva ce o să observați e că toate căutările pe Google ale persoanelor implicate în caz au fost făcute publice, ceea ce are sens în situația asta pentru că e vorba de o crimă. Dar știți cum am putea să ne protejăm noi și să păstrăm anumite informații confidențiale, precum locația sau istoricul căutărilor? Folosind un VPN. Ceea ce mă aduce la sponsorul nostru de astăzi, Surfshark. Surfshark este o rețea privată care asigură intimitatea ta virtuală la navigarea pe internet și îți ascunde adresa IP. Mi se pare super ușor de folosit pentru că odată ce l-ai instalat în browser ca extensie, poți să schimbi locația cu două clicuri. Eu cel mai des îl folosesc pentru platforme unde mă uit la filme și seriale, l-am folosit pe Netflix și pe HBO Max. Dacă e vreun serial pe care vreau să-l văd și nu e disponibil la noi în țară, pur și simplu schimb țara și am acces la el. Sau dacă sunt indecisă, nu știu la ce vreau să mă uit sau mi se pare că nu sunt suficiente opțiuni pentru România, la fel, schimb țara și văd ce mai există. Încă un avantaj de care am auzit recent, YouTube Premium aparent e mai ieftin în alte țări, spre exemplu în India, și folosind Surfshark poți să accesezi aceleași beneficii premium, dar la prețul din India. Vine și cu un feature numit Surfshark Search, încercați să spuneți asta repede. În fine, feature-ul ăsta e un motor de căutare, însă unul confidențial prin care poți să navighezi pe internet anonim. Și automat, când vă abonați la Surfshark, din pachet face parte și antivirusul lor. Deci dacă vi se pare că sună bine și nu vreți ca furnizorul vostru de internet să aibă acces la căutările voastre, Surfshark mi-a oferit un link pe care o să vi-l pun și eu în descriere și în comentarii. Și dacă vă abonați prin acel link, aveți 3 luni gratis. Și după o ofertă exclusivă la preț pentru următoarele. Acestea fiind spuse, haideți să începem să vorbim despre cazul Chris Watts. Povestea începe în 2010, când Shanann Catherine, născută pe 10 ianuarie 1984, primește o cerere de prietenie pe Facebook de la un bărbat, Christopher Lee Watts, născut pe 16 mai 1985 în Zodia Taur. Avem criminali Taur back-to-back și e și sezonul lor. Am primit o cerere de prietenie de la Chris pe Facebook, spune Shanann într-un video de pe Facebook pe care l-a publicat ulterior. Mi-am zis, ce naiba, n-o să-l cunosc niciodată, dar am acceptat. Cei doi au început să vorbească. Inițial, Shanann era puțin mai rezervată și mai timidă pentru că doar ce trecuse printr-un divorț. Dar încet încet au trecut de la conversații casual, la flirt, s-au cunoscut, s-au plăcut și pe 3 noiembrie 2012 se căsătoresc în Charlotte, North Carolina. Peste un an se mută împreună în Frederick, Colorado, unde Chris urma să lucreze la o companie care se ocupa cu extragerea de petrol, numită Anadarko Petroleum. Și pe 17 decembrie 2013 se naște deja și primul lor copil, Bella Marie Watts. Shanann era extrem de entuziasmată să aibă un copil, mai ales o fetiță, spunea mereu că fata era darul ei prețios cu care a binecuvântat-o Dumnezeu. 2 ani mai târziu, pe 17 iulie 2015, se naște a doua fiică, Celeste Catherine Watts, căreia îi spuneau Sissy. Shanann a fost din nou super fericită că a putut să mai ducă o sarcină la bun sfârșit și că avea încă o minune în viața ei, așa cum o numea ea pe Sissy, mai ales că suferea de lupus, ceea ce făcea o sarcină să fie mai complicată pentru ea. Femeia lucra la call center într-un spital pentru copii, dar renunță la slujba asta și începe să lucreze de acasă pentru un MLM. MLM vine de la multi-level marketing, e practic aceeași chestie ca un reprezentant Avon, de exemplu. Lucrezi la firma asta și le vinzi produsele și în același timp încerci să-ți convingi cunoscuții să devină și ei reprezentanți,
pentru că pentru fiecare reprezentant adus primești un bonus. E o întreagă discuție pe subiectul ăsta și de ce un MLM nu e cea mai etică chestie din univers, în principal pentru că reprezentanții n-au foarte multe de câștigat și compania se folosește de ei. Compania, adică vârful piramidei, are de câștigat pentru că își vinde produsele, dar baza piramidei nu prea. N-am menționat, dar MLM-ul pentru care lucra Shanann se numea Level, vindeau proteine, pudre, chestii de genul, era un fel de Herbalife. Și pentru că avea jobul ăsta, o ajuta să fie cât mai activă pe Facebook, acolo își promova produsele, arăta cum le folosește ea, cum o ajută pe ea, dar își arăta și mare parte din viața personală. Făcea live-uri în care vorbea despre fetițe, despre familia ei, despre cât de mult a slăbit de când folosește produsele astea minune. În fine, tot în 2015, familia Watts începe să aibă niște probleme financiare destul de serioase. Aveau multe datorii la bănci, mai aveau de plătit și împrumuturi studențești, la asta se adăugau și niște facturi medicale imense, pentru că, na, America. Aveau $3,000 pe lună rată la casa cu 5 dormitoare din Saratoga Trail și $600 la mașină. În plus, asociația proprietarilor din care făceau parte îi dă în judecată pentru că aveau și acolo o grămadă de restanțe. Dar și-au revenit împreună din asta, au reușit cumva să scape de datorii și pentru toți cunoscuții și cei care cunoșteau familia personal, dar și oamenii care urmăreau pe Facebook pe Shanann, păreau așa o familie perfectă, obișnuită, absolut nimic ieșit din comun. Într-adevăr, Shanann era mai extrovertită, live-urile erau cu ea în mare parte, Chris apărea mai rar, dar nu îi se părea nimănui nimic ciudat, pentru că poate pur și simplu era mai timid și nu se simțea așa confortabil în fața camerei. Am găsit unul în care Shanann doar ce primise niște arome noi de shake-uri proteice și le încearcă pe live și ea și Chris. Aparent aveau și un cățeluș. Pe 5 mai 2018, Shanann face un live pe Facebook, un live de jumătate de oră în care vorbește despre familia ei în general. Cred că scopul era să dea prietenilor de pe Facebook un update la viața ei. Cum am zis, o ajuta și la job să simtă oamenii că sunt prieteni cu ea. Și sincer, chiar cred că îi considera prieteni, o să vedem mai încolo cât de importanți sunt prietenii pe care și-a făcut prin intermediul slujbei. În filmulețul ăsta spune cât de mult îi place și cât de fericit o face să se trezească sâmbătă dimineața și să stea cu familia ei. Și în timp ce ea vorbea despre cât de mult își iubește familia, Chris se vede în spate jucându-se cu fetele. În iunie, Shanann află că e însărcinată din nou și vrea să-l surprindă pe Chris cu vestea asta, pe care ea o considera o veste bună. Ideea ei a fost să facă un video din acela drăguț în care surprinde reacția soțului, se așează pe canapea în sufragerie lângă cele două fetițe, îl cheamă pe Chris și îi dă în mână testul pozitiv. Purta și un tricou pe care scria, ups, am făcut-o din nou. Nu știu exact cum își imaginase ea că o să reacționeze soțul, dar sigur nu așa, nu părea prea entuziasmat, prea vesel, prea nerăbdător. Dar din nou, reacția asta e ciudată doar acum când ne uităm în spate, știind ce a făcut și ce gândea de fapt atunci. La momentul ăla, oricine putea să spună că poate e un bărbat mai puțin emotiv. Pe 17 iunie, Shanann postează pe Facebook un mesaj, o urare de ziua tatălui pentru Chris. Eu știam că ziua tatălui e în mai. Nu era în mai? Stați. Da, aparent e pe 14 mai. Nu știu de ce sărbătoreau ei în iunie. Dacă are cineva o idee, vă rog să-mi ziceți. Dar oricum, urarea era pe 17 iunie. Mesajul zicea așa. Chris, suntem incredibil de binecuvântate să te avem, faci atât de multe în fiecare zi pentru noi și ai grijă de noi, ești motivul pentru care am avut destul curaj să fiu de acord cu numărul 3, adică al treilea copil. El e motivul pentru care Shanann a vrut al treilea copil și tot el e motivul pentru care al treilea copil nu o să se nască niciodată. Revenim. De la spălat până la dușurile copiilor, ești incredibil și suntem atât de norocoși să te avem în viața noastră la mulți ani de ziua tatălui. În ciuda aparențelor și în ciuda acestei postări,
Cam în perioada aia încep să scârțe lucrurile între ei, vecinii aud certându-se seara târziu, țipând unul la altul și cred că au hotărât că ar fi o idee bună să stea separați o perioadă, să-și pună fiecare ordine în gânduri și să se întoarcă să discute ca doi oameni maturi. Așa că Shanann ia fetițele și pleacă pe 27 iunie în vacanță la familia ei, în North Carolina. Online o numea vacanță, deși clar nu era o vacanță. În primul rând, e puțin ciudat să pleci pentru 6 săptămâni în concediu fără soț. Și, în plus, toate conversațiile lor din perioada asta sunt publice și se vede clar că existau niște probleme. Ea îl suna sau îi dădea mesaje mereu, îi spunea că e dor de el, că îl iubește, că fetele întreabă mereu de tati și el abia dacă îi răspundea. Îi răspundea după mult timp și atunci inventa tot felul de scuze că vai, a fost obosit, vai, a fost ocupat. Ce nu știa Shanann era că soțul ei profita de timpul pe care îl are și de libertate ca să înceapă o relație cu o colegă de muncă de-a lui numită Nicole Kessinger. Nicole era geolog în departamentul de mediu al firmei și aparent Chris îi atrăsese atenția de ceva timp. Se întâlneau cel mai des în bucătărie, dar nu avuseseră cine știe ce interacțiuni, până într-o zi când Chris decide să facă primul pas, se duce la ea în birou și începe o conversație. De acolo se văd aproape zilnic, ieșeau la întâlniri, își făceau poze împreună, poze pe care Chris le băga într-un folder secret în telefon. Lui Nicole, care știa de soția lui gravidă și de cele două fetițe, îi zicea că e ca și divorțat, că relația lui nu mai merge de mult, că a vorbit deja cu soția și că plănuiesc divorțul, când lui Shanann îi zicea că totul e în regulă și că e doar obosit de la muncă. Chris și Nicole au prima lor convorbire telefonică înregistrată pe 7 iulie la ora 12 noaptea, o convorbire de 2 minute. După care, tot pe 7 iulie, telefonul lui Chris a fost localizat în mai multe restaurante din zonă, deci probabil ieșise la o întâlnire cu Nicole. Timp în care Shanann îl tot suna și dădea mesaje, îl întreba ce se întâmplă, de ce nu vrea să vorbească cu ea, sigur simțea că se întâmplă ceva dubios. Plus că, ok, nu voia să vorbească cu ea pentru că se certaseră în ultima vreme, dar nici nu voia să vadă fetițele pe video sau să întrebe de ele sau să vorbească cu ele la telefon. Știind ce urmează să se întâmple, nu, probabil nu putea să-i pese mai puțin să vorbească cu fetițele. Chris îi răspunde într-un final la mesaje pe 8 iulie la 5 dimineața și îi spune aceeași polologie că a venit obosit de la muncă, era toropit de căldură și pur și simplu a adormit instant. Și că o iubește enorm, i s-a adresat cu boo, care e o formulă de alint, dar el era ca și divorțat, da. Shanann a continuat conversația zicând că ea nu se simte tocmai bine, nu-i convine că trebuie să scoată cu forța două cuvinte de la soțul ei și că pare că lui pasă doar de muncă și de sală sau alergat. El i-a răspuns cu un clasic I love you to the moon and back și că alergatul îl ajută să se calmeze, să se relaxeze și să-și facă ordine în gânduri. Shanann revine zicând că și-ar dori și s-ar părea normal ca soțul ei să vrea să vorbească cu ea. Cam asta era dinamica între ei în perioada cât erau la distanță. Shanann suna în continuu, el îi răspundea doar cât să nu se îngrijoreze femeia că s-a întâmplat ceva mai grav și continua să se vadă cu Nicole. Pe 14 iulie, el și Nicole au mers împreună la muzeul de mașini Shelby American Collection și am observat că în intervalul ăsta de timp, Chris avea 4 apeluri ratate de la Shanann. În aceeași zi, avem mesaje între Shanann și o prietenă de-a ei, mesaje în care se plângea de relația cu soțul. Îi spunea prietenei că nu înțelege ce se întâmplă, că e super distant, se vede că nu mai e îndrăgostit de ea, cum era altă dată, când de fapt era la fel de îndrăgostit ca altă dată, doar că nu de ea. Cumva Chris prinde curaj și spune lui Shanann că nu o mai iubește și că nu mai vede un viitor împreună. Femeia evident se sperie, e confuză, adică observa că ceva nu era în regulă, dar să-i spună că nu o mai iubește și nu mai vede un viitor în relație, nici măcar față în față, în timp ce ea era însărcinată cu al 3-lea copil al lor. El a început să dea vina pe ea pentru toate problemele pe care le aveau în relație și a zis că a crezut că un al 3-lea copil o să le salveze căsnicia,
dar că acum își dă seama că s-a înșelat. Shanann, vă dați seama, era disperată, nu știa ce să facă, plângea în continuu și fiind și la familia ei în North Carolina, rudele o întrebau mereu ce a pățit, de ce plânge, de ce e supărată în continuu, iar ea le spunea că e de la sarcină, că sunt doar hormoni. Nu voia să spună nimic oficial până când nu vorbea măcar față în față cu Chris. Avem mesaje în care îi zisese unei prietene că nu mai vrea copilul, că i s-a dus toată fericirea, că nu vede cum ar putea să se descurce singură cu 3 copii. La un moment dat i-a zis aceleiași prietene: singura chestie pe care pot să-mi imaginez, deși nu cred că ar face el așa ceva, e să-și fi găsit pe alta. Shanann tot insista, i-a propus la un moment dat să meargă și la psiholog împreună, să încerce să-și salveze relația, dar el a refuzat, zicând că n-are rost, că nu mai vede un viitor între ei doi și în timp ce discuta cu Shanann despre căsnicia lor, își trimitea poze nud cu Nicole, pe care le punea tot în folderul ăla secret. Pe 28 iulie, Chris și Nicole petrec noaptea la o cazare drăguță din Parcul Național Great Sand Dunes. Acolo își fac o grămadă de poze împreună. Sunt și poze semi-nud cu Nicole în oglindă și tot în oglindă se vede că el îi făcea pozele. E foarte interesant că au fost făcute publice nu numai informațiile din telefoanele și computerele lui Chris și Shanann, dar și ale lui Nicole. Și aparent a căutat pe Google la un moment dat: bărbatul cu care am o aventură zice că o să-și lase nevasta. Probabil căuta un subreddit sau ceva. Chris căuta tot pe Google când e ok să spui te iubesc într-o relație și ce ar trebui să simți când simți iubire. Adică încerca să afle cum se simte iubirea. Asta m-a dus puțin cu gândul în zona de sociopatie sau psihopatie, dar am impresia că nu l-a diagnosticat niciun psihiatru. Ce au zis medicii despre personalitatea lui, din ce am citit, e că e tiparul unui narcisist. La finalul lui iulie, Shanann reușește cumva să-l convingă să vină după ea și fetițe, așa că pe 30 iulie bărbatul îi lasă un bilețel de dragoste lui Nicole și pe 31 zboară și el în North Carolina ca să se reunească cu familia și să se întoarcă cu toții acasă. Pe 4 august, istoricul lui Nicole arată că s-a uitat timp de 2 ore la rochii de mireasă online. Iar între cei doi soți și după ce s-au întors acasă, situația era aceeași, ea tot încerca să scoată un răspuns de la el, el o respingea. Nu arăta nicio urmă de compasiune sau afecțiune pentru soția lui, nici măcar nu o mai lăsa să-l atingă. La un moment dat i-a zis că nu mai vrea acest al treilea copil, că e mulțumit cu cele 2 fetițe, iar Shanann i-a răspuns cu lacrimi în ochi: am stat amândoi pe canapeaua asta și am discutat și am stabilit că vrem un al treilea copil, ce naiba s-a întâmplat de atunci? Pe 8 august merg împreună la doctor pentru că femeia avea programată ecografia de 15 săptămâni și după programarea asta avem mesaje între Shanann și o prietenă în care îi povestește prietenei că a dat să-l ia pe Chris de mână în timp ce ginecologa le arăta copilașul lor viitor, iar el și-a tras mâna înapoi. A zis că s-a simțit incredibil de umilită și respinsă. La vizita asta la medic au aflat și sexul copilului, au aflat că o să fie băiețel și cu câteva luni în urmă planificaseră să aibă în luna august o petrecere de gender reveal, doar că niciunul din ei nu mai avea chef de petrecut, așa că au anulat-o. Shanann a hotărât singură că bărbatului nu-i mai păsa, că numele băiețelului urma să fie Nico Lee. În aceeași zi, căutările lui Nicole pe Google au fost căsătorie cu amanta și amantă devenită nevastă. Pe 9 august, Shanann pleacă pentru câteva zile într-o călătorie ceva legat de slujba ei în Arizona. Pleacă cu o altă femeie care era reprezentant Level, cu care se cunoscuse prin intermediul slujbei și cu care devenise prietenă bună. Problema e că și pe prietena asta o chema tot Nicole, dar o să menționez despre care Nicole vorbim. Înainte să plece, aparent, Shanann și Chris au avut o discuție mai serioasă, nu știu exact ce au discutat, dar Shanann se simțea puțin mai încrezătoare că o să reușească să-și salveze familia și că vor putea să fie fericiți din nou. I-a și scris de mână o scrisoare soțului în care își spunea oful practic cum s-a simțit în ultimele săptămâni,
dar în același timp și că îl iubește, că nu vrea să-l piardă orice ar fi și că e incredibil de dor de el așa cum îl știa ea și că își vrea soțul înapoi. Cumva săraca se și învinuia pentru că în perioada cât a stat cu fetițele în North Carolina au fost în vizită și la părinții lui Chris pentru că și el venea din același stat și voia să-și vadă fetele și bunicii paterni. Cât timp au stat acolo, mama lui Chris i-a dat uneia dintre fetițe lui Celeste înghețată de fistic, uitând că fata e alergică la nuci. Shanann s-a speriat și s-a răstit la mama lui Chris, ceea ce a creat dita mai scandalul între ele două. Și în scrisoare, Shanann spunea că e dispusă să treacă peste orice diferențe ar fi între ea și mama lui Chris, dar că ar fi drăguță o scuză din partea soacrei pentru că, scrie ea, viața fetițelor noastre e neprețuită. Pe 11 august, în timp ce Shanann încă era plecată, Chris angajează un babysitter, spune că vrea să meargă cu niște colegi la un meci de baseball, dar de fapt iese într-un bar cu Nicole. Și pe 13 august, la 1:48 dimineața, Shanann ajunge acasă din călătoria ei. O aduce acasă cu mașina de la aeroport prietena ei de la muncă, Nicole Atkinson. Și Nan intră înăuntru, se culcă, prietena își vede mai departe de drum și totul pare normal. În dimineața de 13 august, Chris se trezește să se pregătească pentru muncă. Din ce am înțeles, pentru munca lui trebuia să se trezească super devreme, începea programul de vreme. Deci, momentan, e în jur de 4:30-5 dimineața, cam așa. Dar ceva era diferit la el în dimineața asta. S-a trezit cu o ură puternică, simțea o frustrare imensă, se simțea ostatic într-o căsnicie și într-o viață care nu-l mai satisfăcea. Pur și simplu nu putea să scape de sentimentul ăsta de ură care îi invada corpul, așa că o trezește pe Shanann și îi spune că vrea să discute despre căsnicia și viitorul lor. Îi spune că s-ar minți pe el dacă ar continua căsnicia asta și că pur și simplu nu mai are cum să stea cu ea pentru că vrea să fie liber. Shanann e furioasă, evident, încep să se certe, să-și reproșeze chestii, până când femeia îi spune că n-o să-l mai lase să-și vadă copiii niciodată. Ceea ce a făcut monstrul din el să iasă la suprafață. Își apucă soția de gât pe mama copiilor lui însărcinată și o sugrumă până la moarte în propriul ei pat. Bella, fetița cea mare de 4 ani, se trezește și vine semi-adormită cu o păturică în mână în dormitorul părinților ei și când o vede pe Shanann nemișcată pe pat, își întreabă tatăl ce a pățit mami. Chris îi zice să se ducă înapoi la culcare, începe să o înfășoare pe Shanann într-o pătură și după îi târăște corpul cu pătura aia pe scări până la parter, în timp ce Bella plângea isteric. De obicei pleca spre locul de muncă la 5:15 dimineața, însă în dimineața aia e văzut pe camerele de supraveghere ale vecinilor cum duce un sac mare în camionetă la 5:30. Așează corpul femeii pe jos, lângă bancheta din spate și după se duce înapoi în casă după fete. Între timp se trezise și Celeste din cauza zgomotului și plânsetelor. Chris le spune să vină cu el, le urcă și pe el în mașină, pe bancheta din spate și începe să conducă spre locul lui de muncă, un șantier. Pe drum, fetițele tot adormeau una în poala celelalte și când se trezeau tot puneau întrebări de genul tati, ce-i faci lui mami? Mami care era înfășurată într-o pătură la picioarele lor. Ajungi pe șantier, bărbatul târăște corpul lui Shanann afară din camionetă, fetele din nou întrebau ce se întâmplă cu mami. Apoi se întoarce în mașină și o sufocă pe Celeste, punându-i pătura peste nas și gură. Îi ia trupul neînsuflețit și l-aruncă într-un rezervor de petrol. Gura rezervorului era mai îngustă decât fetele, așa că anchetatorii au stabilit că bărbatul a trebuit să le îndese înăuntru. După asta, bărbatul se întoarce la mașină unde mai rămăsese doar micuța Bella în viață și face și cu ea același lucru. Din spusele lui, Bella a ripostat, chiar s-a luptat cu el deși avea doar 4 ani și aparent ultimele ei cuvinte au fost tati, nu. Se descotorosește și de corpul Bellei într-un alt rezervor.
Pe soție decide că nu are cum să o bage într-un asemenea rezervor. Cum am zis, deschizătura era foarte îngustă, abia încăpea un copil de 3 sau 4 ani acolo, așa că sapă o groapă în care o îngroapă pe mama copiilor lui. La 8:30 dimineața sună la grădinița unde mergeau fetele lui și le spune că fetele nu o să mai vină niciodată. Și după își continuă ziua ca și cum nu s-a întâmplat nimic. Mai târziu, în ziua aia, devine importantă prietena lui Shanann, Nicole Atkinson, care îi tot dădea mesaje și devine îngrijorată când nu aude nimic de la ea. Știa că Shanann avea programare la ginecolog și a sunat la cabinet și de acolo a aflat că femeia n-a ajuns la programare. După programarea asta, aveau o întâlnire de afaceri la care, din nou, Shanann nu a ajuns, ceea ce nu-i stătea deloc în caracter. Deci, prietenei i-a fost clar că s-a întâmplat ceva, așa că s-a dus la casa familiei Watts în jur de 12:10. N-a răspuns nimeni nici la sonerie, nici la bătăi la ușă, așa că Nicole l-a sunat pe Chris, i-a zis să vină de urgență acasă și a sunat și la poliție. Aparent, când Nicole, prietena lui Shanann, i-a zis lui Chris că o să sune la poliție, Chris i-a zis nu implica poliția. Dar a sunat oricum, Chris a venit de la muncă acasă, le-a dat voie polițiștilor să se uite prin casă și au găsit câinele familiei și cam atât. Au descoperit geanta lui Shanann cu cheile și medicamentele copiilor înăuntru, telefonul ei a fost găsit între pernele canapelei din living, mașina ei, care încă avea scaunele auto ale fetelor, era încă în garaj. Și din nou, chestiile astea doar i-au confirmat prietenei că Shanann n-a plecat nicăieri de bunăvoie. N-ar fi plecat niciodată fără telefon, fără mașină, pur și simplu pe jos cu fetele, fără nimic la ele. Așa că la 13:40, Shanann e declarată dispărută. Povestea lui Chris la momentul ăsta era că n-a mai văzut-o pe Shanann de la 5:15 de când a plecat la muncă, moment în care femeia i-a zis că o să meargă la un prieten cu copiii și că a fost foarte vagă, nu i-a dat prea multe detalii. E un interviu de 7 minute cu el, o să vă pun și link, sunt 7 minute în care se arată foarte supărat, că e dor de familie, că nu înțelege unde s-au dus sau de ce au plecat. Zice că i-a tot dat mesaje lui Shanann pe parcursul zilei, adică de la 5:15 dimineața, când susține că a plecat de acasă, până la 12, când l-a chemat de urgență prietena lui Shanann înapoi acasă. Dar că nu i s-a părut ceva neobișnuit că n-a primit răspuns, s-a gândit că femeia are treabă. La un moment dat zice cât de greu i-a fost să doarmă singur în casă, fără fetele lui. La final, se uită în cameră și face un apel către familia lui să se întoarcă acasă sau către cine le ține ostatice să le dea drumul, pentru că, citez, are nevoie să le vadă. Spune că fetițele alea sunt lumina vieții lui și că zâmbetele lor îi luminează viața. După, intră înapoi în casă, presa pleacă și el se apucă să șteargă mesaje, conversații între el și Nicole, pozele cu el și Nicole, pozele nud cu Nicole, tot. Chestia e că odată ce oamenii, populația, a văzut interviul ăsta cu el, toată lumea era, oh, ok, el e vinovat, pur și simplu, nu știu, are ceva, se citește ceva pe fața lui. Ăsta e și momentul în care părinții lui Shanann, care până atunci credeau că și Chris e la fel de îngrijorat ca ei, încep să-l suspecteze. Pe 15 august e chemat să facă testul poligraf pe care îl pică cu brio și după cere să vorbească cu tatălui în privat, dar totul era înregistrat. Îi recunoaște tatălui lui că și-a ucis soția și după le spune și oficialilor că a ucis-o pe Shanann, dar pretinde că motivul a fost că ea a sufocat fetele ca să-i demonstreze că nu o să le mai vadă niciodată și după el a omorât-o pe ea. Ziua următoare, pe 16 august, autoritățile găsesc cadavrele lui Shanann, Bella și Celeste. Și-au dat seama că o să găsească cadavrele acolo, la locul de muncă al lui Chris, când au pus o dronă să scaneze zona și au văzut că o porțiune de pământ părea proaspăt mutată. Vă dați seama totuși ce șoc au avut când au găsit două corpuri de copii în containerele cu petrol.
În aceeași zi, Chris cere o audiere ca să fie eliberat pe cauțiune, dar îi se refuză. Și tot în aceeași zi, Nicole Kessinger, amanta, vorbește cu poliția și le spune o frază pe care, dacă o traduc mot-a-mot în română, n-are niciun sens. Dar înseamnă, practic, că el era dus cu Pluta cu mult timp înainte să o cunoască pe ea și că, probabil, aventura cu ea a fost doar un imbold pentru el. Pe 21 august 2018, la numai o săptămână după ce a cerut întoarcerea în siguranță a soției și fiicelor lui acasă, Chris e acuzat de omor, întrerupere nelegală a unei sarcini și distrugere de cadavre. Cum v-am zis, sunt aproape toate documentele din caz disponibile, inclusiv detalii despre autopsia fetelor. Potrivit medicului legist, Bella avea zgârieturi pe fesa stângă din momentul împingerii prin acel orificiu îngust. Un smoc de păr blond a fost găsit pe marginea orificiului și tot medicul legist a stabilit că moartea Bellei a fost extrem de violentă, a murit luptându-se cu tatăl ei ca să-și salveze viața. În lupta asta și-a mușcat limba și a fost ruptă porțiunea dintre buza superioară și nas. Celeste, în schimb, nu prezenta urme de luptă ca sora ei, era și mai mică și fusese și prima care a fost omorâtă și pe lângă asta era o copilă lângă tatăl ei. N-ar fi crezut niciodată că e în pericol. Tot medicul legist a măsurat lungimea umerilor și șoldurilor fetelor, pentru că, cum v-am zis, deschizătura containerului era mică, 8 inci, adică 20 de centimetri, și potrivit măsurătorilor, cea mai îngustă era Celeste, care avea lungimea de la umăr la umăr 25 de centimetri. Deci când zicem îndesat, chiar s-a chinuit să le îndese. Nu știu de ce, dar chestia asta mi se pare incredibil de monstruoasă ca imagine, să-ți omori copiii și după să-ți bați joc de corpurile lor. Pe 1 septembrie, când încă se desfășura procesul și după ce au terminat medicii legiști autopsia corpurilor, are loc înmormântarea pentru Shanann și fiicele ei în North Carolina. În timpul ceremoniei de 90 de minute, Chris nu e menționat niciodată. Pur și simplu nu au amintit deloc ce s-a întâmplat cu femeia și fiicele ei. S-au concentrat doar pe ce persoane minunate erau și cât de mult au însemnat pentru familia lor. Nu m-am gândit să caut dacă părinții lui Chris au fost la înmormântare. O să pun pe ecran dacă găsesc, deși nu cred că au fost imitați. Tatăl lui Shanann, Frank, a zis despre fiica lui: ești doar dragoste pură, mereu grijulie cu toată lumea, vei fi mereu fetița tatălui tău. Pe 6 noiembrie, Chris vine în fața instanței și își recunoaște vinovăția pentru că, zice el, nu mai vedea rostul să se tot prelungească procesul ăsta. Renunță la varianta că Shanann ar fi omorât fetele și recunoaște că doar el e vinovat pentru moartea celor trei. Și cu toate astea și în ciuda tot ce s-a întâmplat, părinții lui Shanann au spus că nu-și doresc pedeapsa cu moartea pentru Chris. Ceea ce se putea întâmpla pentru că Colorado a renunțat la pedeapsa cu moartea abia în 2020. În fine, pe 19 noiembrie, Chris Watts e condamnat la închisoare pe viață. Judecătorul care l-a condamnat numește crimele ca fiind, citez, poate cel mai inuman și crud act pe care l-am judecat din miile de cazuri pe care le-am văzut. Și știți că v-am mai zis că la ei sunt adunate pedepsele diferit față de la noi, așa că pedepsa finală a fost așa. 5 sentințe de închisoare pe viață fără posibilitatea liberării condiționate, plus 48 de ani pentru terminarea nelegală a sarcinii lui Shanann, și alți 36 de ani pentru profanarea cadavrelor familiei sale. Pe 3 decembrie e transferat la o altă închisoare în Wisconsin, unde era și o secție de maximă securitate, pentru că vă dați seama cât de popular era în închisoare un bărbat care și-a omorât soția gravidă și copiii. Toată lumea voia să-și bată joc de el, toată lumea voia să-l rănească. În general, cei care își omoară familiile, pedofilii și violatorii sunt cei mai aspru tratați în închisoare de către ceilalți deținuți. Pe 18 februarie 2019, Chris solicită un interviu pentru că spune că vrea să-și descarce tot ce are pe suflet și povestește ce s-a întâmplat în ziua aia oribilă și ce a făcut familiei. Interviul a durat 5 ore
și în el intră în detalii groaznice pe care autoritățile le știau deja în urma autopsiilor, dar tot era interesant să auzi crima povestită chiar de criminal. A zis că în momentele alea a atins apogeul furiei, răutății și pierderii minții. A zis că are o poză cu Shanann și fetele și că vorbește cu ele în fiecare dimineață. A povestit și că fiica cea mare, Bella, l-a întrebat cu lacrimi în ochi când s-a întors la camionetă dacă o să-i facă și ei ce a făcut surorii mai mici și că s-a luptat mult pentru viața ei, ceea ce știm deja. Și tot în 2019, părinții lui Shanann au luat decizia să se ducă și pe partea civilă a procesului. Pe 18 noiembrie 2019, judecătorii au stabilit că bărbatul le datorează părinților lui Shanann 6 milioane de dolari, 3 milioane de dolari pentru fiecare moarte și alți 3 milioane de dolari pentru durerea cauzată familiei. Suma asta se va majora cu dobândă de 8%. Părinții sunt conștienți că nu o să vadă banii ăștia niciodată, dar cred că psihic le-a făcut bine să li se mai dea dreptate încă o dată. Pe lângă asta, îl împiedică pe Chris să facă orice fel de profit în urma crimelor din spatele gratiilor, spre exemplu, dacă ar alege să scrie o carte în care să povestească tot ce s-a întâmplat, toți banii pe care i-ar obține din drepturi de autor s-ar duce automat către părinții lui Shanann. Am mai vorbit despre o chestie asemănătoare și în cazul O.J. Simpson. Părinții au spus că pur și simplu de pe 13 august 2018 nu mai sunt aceiași oameni. La momentul procesului civil, adică la un an după, abia mâncau, abia dormeau, abia lucrau, au trecut prin toate stările posibile, ură, furie, tristețe. Amândoi sufereau de depresie și au zis că nu vor mai fi la fel niciodată. Dacă vă întrebați ce se mai aude de Chris astăzi, ei bine, pe 16 mai o să facă 38 de ani, încă e închis în Wisconsin și am citit ceva ce nu mi-a picat bine deloc. Aparent a stârnit și el fenomenul Bundy printre femei, adică multe femei au urmărit cazul, li se pare că e atrăgător și cred că, de fapt, el e victima. Așa că îi scriu scrisori, îi trimit poze cu ele, unele nud și el le răspunde, așa că are mai multe fane cu care corespondează. Nu știu ce e în capul acestor femei, poate dacă și-o omora doar soția, i-ar fi găsit scuze că, vai, s-au luat la bătaie unul pe altul și au omorât-o apărându-se, dar soția gravidă și copiii? Încă ceva ce mi s-a părut interesant, evident cazul ăsta nu e singurul caz de familicid din univers. Se întâmplă des, mai des decât ne-am imagina și ce au observat profilerii e că majoritatea cazurilor de genul au loc în luna august, înainte să înceapă copiii școala. Însă alte cazuri nu ajung atât de mediatizate ca ăsta, pentru că de obicei, după ce își omoară toată familia, bărbatul își ia și propria viață. Ceea ce a zis și Watts la un moment dat, ca contemplat. Cât despre Nicole Kessinger, ultima ei interacțiune cu Chris a fost imediat după ce a apărut la știri că soția și fetele sunt dispărute. I-a trimis un mesaj în care spunea: dacă ai făcut vreo tâmpenie, să știi că ți-ai distrus viața și pe a mea. După proces, a încercat să iasă pe cât posibil din ochii publicului, mai ales că multă lume crede că și ea ar fi avut legătură cu crimele sau că măcar știa ce plănuia Chris. Ea însă zice că n-a suspectat nicio secundă că omul ăla ar fi capabil de așa ceva. Și aparent a și zis anchetatorilor că a stat și a analizat fiecare interacțiune a ei cu Chris. Se gândea, măi, chiar atât de oarbă să fi fost, chiar n-a existat niciun semn, pentru că, pur și simplu, pentru ea chestia asta a venit din senin. Spunea că, într-adevăr, Chris vorbea despre familia lui, despre fetițe, dar niciodată nu a spus ceva care să o ducă cu gândul în direcția asta. Cum am zis, părerile despre ea sunt împărțite, dar, oficial, oamenii legii au stabilit că n-a avut nicio legătură cu crimele și nici n-a știut absolut nimic înainte. Și cam atât despre cazul ăsta. Mulțumesc mult că ați ales să vă petreceți timpul cu mine. Sper că v-a plăcut. Dacă da, nu uitați să vă abonați. Mă găsiți și pe Instagram aici. Și că tot e sezonul taurilor, voiam să vă zic că domnișoara asta de aici face 9 ani pe 30 aprilie. Nu știu când o să apară episodul ăsta,
dacă o să-i facă deja, dar are 9 ani. Nu uitați de linkul către oferta Surfshark pe care vi-l las în descriere și într-un comentariu și le mulțumesc pentru sponsorizare, dar vă mulțumesc și vouă pentru susținere. Sponsorii ca cei de la Surfshark sunt importanți pentru că mă ajută să-mi dedic din ce în ce mai mult timp canalului. Eu încercând să fiu Taylor Swift. Cred că a găsit o musculiță sau ceva. Nu știu dacă se vede. Se vede. Nala, ai omorât-o? Nu! Nu mânca! Nala, scuipă! Am mâncat musca.